venit la acest eveniment creat de doi dintre cei mai reprezentativi artiști contemporani din România. Proiectul nostru se datorează colaborării foarte strânse cu sculptorul Gheorghe Zărnescu, care deseori a fost prezent în Piatra Neamț, la muzeu, în calitate de artist, participant cu lucrări de sculptură și chiar premiat la Bienala Națională de Arte Plastice la Scărvorel, dar și în calitate de membru al juriului la această bienală, ocazie cu care, la ultima dintre ediții, mi-a propus această expoziție, prima pentru el, și apoi a invitat-o și pe doamna Gabriela Cristu Zgarbură. Și în felul ăsta avem onoarea să avem pe simezi asemenea lucrări, o expoziție cu totul incitantă și care sperăm să atragă un public numeros, pentru că merită și lucrările sunt mai greu de transportat, în cazul tapiseriei, a sculpturilor, așa cum le face Gheorghe Zărnescu, și de aceea credem că este și un noroc pentru instituția noastră. Despre cei doi artiști, drept să vă spun, sunt atât de multe de spus, încât chiar și catalogul care s-a editat cuprinde o selecție minimă din curriculum lor, care este deosebit de bogat în participări la tot felul de evenimente artistice. Prezența colegilor artiștilor, mai ales în cazul lui Gheorghe Zărnescu, de liceu, de filială unde activează, este emoționantă și îi salut, pentru că au fost și colegii mei, și doamna Gabriela Cristu i-a cunoscut. Și în scurte cuvinte o să vi prezint pe fiecare. Gheorghe Zărnescu și Gabriela Cristu provin din centre artistice diferite. Doamna Gabriela Cristu din București, dacă asta ar avea vreo importanță, dar trebuie să menționez asta, iar domnul Gheorghe Zărnescu din cel de la Bacău. Au făcut studii artistice amândoi, liceale, doamna Cristu la Liceul Tonița din București, Liceul de Arte Plastice, Gheorghe Zărnescu la Liceul Octav Băncilă din Iași, bineînțeles de Arte Plastice. Au urmat același institut de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, în aceeași perioadă, bineînțeles la secții diferite, doamna Cristu la secția de imprimerie, iar domnul Zărnescu la cea de sculptură, și apoi drumurile dumnealor s-au intersectat mai rar, fiecare urmându-și cariera proprie. Doamna Gabriela Cristu s-a afirmat încă din timpul studenției, participând la multe, multe expoziții organizate de Uniunea Artiștilor Plastici, pentru că este membra acestei asociații profesionale încă din 1980. A avut expoziții personale, a fost premiată în multe manifestări bienale de arte decorative sau trienale în străinătate și în țară de asemenea.
Gheorghe Zărnescu a beneficiat în la terminarea facultății de o bursă Herder, specializându-se în sculptură la Viena. I-a avut ca profesori în România pe Geta Caragiu și Constantin Lucaci, care l-au recomandat ca fiind deosebit de merituos pentru obținerea acestei burse. Iar după finalizarea studiilor, desigur că un scurt stagiu la Slobozia i-a folosit foarte mult, apoi venind în Bacău, a activat în cadrul filialei Uniunii Artiștilor din Bacău, la toate manifestările lor, a avut expoziții personale și participări la multe simpozioane de sculptură, în urma cărora are amplasate în diferite orașe ale țării lucrări de sculptură ambientală. Multe din ultimile expoziții, multe dintre expozițiile personale, unele le-a realizat împreună cu regretata Dani Zărnescu, artistă de excepție, graficiană, pictoriță, care alături de Gheorghe Zărnescu avea lucrările într-o tehnică deosebită. Nu-i cazul acum să dezvolt acest subiect dureros, dar vreau să spun că se expuneau foarte, foarte bine împreună. Acum, la acest parteneriat cu doamna Gabriela Cristu, considerăm și avem semnale din partea celor care deja au văzut expoziția că este una foarte reușită și că tocmai contrastele dintre genuri artistice, dintre tehnicile lor diferite, normal, materialele, și totuși au ceva în comun, au sinceritate, au mesajul comun, deci se completează unul pe altul. Și cu acestea pe care vi le-am spus, o să-l rog pe domnul Emil Nicolae să spună cu adevărat ce înseamnă această expoziție pentru noi, pentru public. Chiar despre expoziție vreau să vorbesc la început. Despre artiști ați auzit câteva lucruri și o să mă întorc la ei. Dar vreau să vă atrag atenția, bună seara, n-am spus lucrul ăsta, vreau să vă atrag atenția asupra structurii, a felului de a concepe această expoziție. Presupun că ați mai fost în muzee sau în galerii unde ați văzut această combinație consacrată deja între tapiserie și sculptură.
materiale moi, textile, materiale dure și grele. De obicei, asemenea expoziții au fost etalate, structurate, organizate pe două paliere, ca și cum ar fi fost și a fost vorba mereu de două limbaje paralele, care, sigur, pentru că nu întâmplător se combinau artiștii, aceste limbaje se întâlneau, dialogau. De aceea vă rog să fiți atenți la felul în care este construită această expoziție, care are un singur discurs făcut din, compus din materiale diferite, cu tendințe diferite, cu două tipuri de imaginar, cu tehnici diferite, cu rupturi, multe rupturi, par să se contrazică, dar undeva, de undeva, iradiază o coerență poate mai greu de explicat și mai ușor de simțit. Elementul care creează această coerență, după opinia mea, este intenția artistică. Până la urmă, într-un muzeu sau într-o galerie, sigur că suntem atenți la materiale, la cromatică, la tehnică, la echilibrarea suprafeței, la vibrare, la toate lucrurile astea. Dar, în final, esența este artisticul. E felul în care rezonează artistic cele două grupuri, pot să spun, de elemente care compun un singur limbaj, elemente foarte diferite, și observați că sunt puse în același plan tapiseriile cu picturile și cu sculpturile sau cu obiectele artistice în sensul modern, nu în sensul sculptură, în sensul tradițional ale lui George. Tocmai acest aranjament și aici și sus constituie noutatea și surpriza și provocarea acestei expoziții. Cum să stea textilul, rafinamentul cromatic, aristocratic într-un fel, lângă, iată, un măr, o tablă. Și iată că stă. Sau dincolo grupajul acela, ironic, polemic, al lui George, urmat de tapiseriile acelea, de imaginea acela oniric, un fel de autoportret oniric, post-suprarealist. Și mai este un element, nu se observă aici, decât poate în zona asta și de aici privit obiectul acela, dar sus se vede mai bine. George, pentru că ele cu Violeta au lucrat la aranjamentul ăsta, dar el a fost creierul poveștii. O să fiți atenți dacă vă duceți sus să vedeți. Niciodată un obiect de-al lui George, tridimensional, că celelalte sunt pe simeze, nu va sta în fața tapiseriei. Va fi totdeauna alături pe tapanou alb sau pe peretele alb, ca să fie citit la locul lui, pentru că în continuare se citește tapiseria sau pictura. Deci toate lucrurile astea se leagă în această expoziție într-o unitate de care cred că până acum n-a avut parte Muzeul de Artă, care a avut multe evenimente, dar o asemenea compoziție în expoziție, că și expoziția e un concept și un proiect până la urmă, nu se face la întâmplare. Până acum așa ceva nu mi-aduc eu aminte, poate a fost la Muzeul de Artă, dar nu cred. Aici. Deci asta este, am vrut să spun câteva lucruri despre felul în care trebuie intrat în această expoziție, adică nu are rost și pierdem dacă vrem pas cu pas să separăm, să decupăm și să citim pe două paliere cele două oferte artistice care se combină aici. Pe de altă parte, sigur că în conținut artiștii, cei doi artiști, vin cu experiența și cu școala și cu imaginarul și cu simțămintele lor.
Dar aici putem să dăm de alte surprize. Doamna Gabriela vine din școala de la București. Ok. Dar școala de la în orice școală, nu numai școala de la București, arta tapiseriei e o artă a omului singur. Cam pe cont propriu, că e greu. Sigur că dacă o să mergeți sus și se vede și aici în unele lucrări, poate că în fond e vorba de o pictoriță. Pentru că plasticitatea și felul în care acoperă și vibrează suprafața și toată combinația aceasta cromatică și dacă ne uităm fără tapiserie la un proiect din acela, vedem că pictorița e înaintea pictorului, e înaintea tapiseriei. Dar este interesant cum reușește să intre în textil, în țesătură, cu toate propunerile din proiect. Și aici începe munca adevărată a tapiserului, care eu cred că, cum spuneam, în orice școală ar fi, e pe cont propriu, pentru că e un efort pe care trebuie să-l ducă singur și nu prea are cine să-l sprijine. Chiar dacă folosește Gheorghev cu ajutoare. Și am un martor aici, vă aduceți aminte de expoziția de tapiserie a doamnei Lucia Pușcașu, grea și aceea, care e un argument că tapiserul e cam pe cont propriu, indiferent de școala în care e. Însă a doua surpriză e că din școala de la Iași, pentru că iau liceul de bună, dacă a făcut liceul la Iași George, poate să iasă așa ceva. Eu cred că ați văzut la Piatra Neamț și nu numai o mulțime de produse ale școlii din Iași și nu. Mihai a făcut la Iași liceul, el e al doilea, că a avut și el aici. Deci alege Violeta să fie oameni din școala de la Iași care nu... Atipici. Care nu prea duc mai departe ceea ce se întâmplă într-o școală sau într-o tradiție a unui loc în care se învață artă. Deci astea sunt câteva din surprizele acestei expoziții, care e un eveniment. Mie îmi pare rău că se întâmplă afară ce se întâmplă și lumea nu se mișcă, se mișcă greu, că ar fi meritat. Poate că, știu eu, s-a gândit că riscurile de a ieși în zăpada asta neașteptată, dar să știți că și riscul de a intra aici și a vedea o asemenea expoziție nu e mic, pentru că îți poate schimba tot felul de prejudecăți și de șabloane pe care le ai în cap. Bine că rezistă, că va fi deschisă un timp mai îndelungată expoziția. Vă spun că am asistat la Muzeul de Artă în ultima perioadă, anul trecut și anul ăsta, la câteva lucruri foarte, la câteva evenimente foarte importante. Acesta e unul dintre ele. Dar la ceea ce am spus eu aici, știu că trebuie să vorbească artiștii la sfârșit, dar mai las să aibă răbdare. La ceea ce am spus până acum, vreau să fiu susținut, dacă se poate. Așa că despre singurătatea, forța interioară, cum se vede și în tipul ăsta de imaginar, și după aia ajunge ea în țesătură, despre ceea ce simte un tapiser și cum stă el pe picioarele lui până la urmă, sau cum stă într-un grup de tapiseri, un grup de singurătăți. Vreau să-i invit doamna Lucia Pușcaș. Dacă m-a pus să vorbesc mult...
Ați avut la Suceava împreună expoziție, da. Și nu numai la Suceava. Bună ziua! Mă bucur că ne revedem la un moment atât de important. Voi vorbi numai despre tapiserie, că bănuiesc că despre sculptură găsim pe altcineva. Este o mare onoare pentru mine să fiu prezentă la această expoziție, care este grea din toate punctele de vedere. Să nu se supere niciun artist care este aici, dar cu mâna pe inimă o spun. Gabriela Cristu este cea mai bună dintre noi, dintre tapisere, și vorbele astea nu mi-aparțin. Toată lumea o cunoaște pe Cela Neamțu. Aceste vorbe aparțin doamnei Cela Neamțu, care este una din tapiserile din România, cunoscută, premiată, chiar cu medale de aur la Salonul de la Paris. Ca să vorbesc nu despre singurătatea tapiserului, dar vreau să vorbesc despre aceste lucrări în mod special. Deci spuneam să nu se supere niciun artist care este aici în sală. Aceste lucrări de tapiserie sunt un exemplu pentru noi toți și pentru pictori și pentru decoratori. Dacă vreți, cred că cea mai multă pictură o găsiți în aceste tapiserii. Și eu fac un gen de tapiserie, că mi-ați văzut lucrările, despre care spunea Valentin Ciucă la un moment dat că fac tapiserie ca și cum aș picta. Dar eu am foarte multe suprafețe decorative, pe când aici este pictură, de la o formă la alta, de la un ton la altul, sunt treceri foarte, foarte ușoare, foarte subtile. Aveți în fața dumneavoastră un excelent desenator. O să vedeți și proiectele de tapiserie, care sunt aproape, întocmai ca și tapiseriile. Proiectul de tapiserie este cel mai important pentru a transpune în material, pentru partea a doua, pentru a ajunge la finalul tapiseriilor. Deci spuneam că avem cu toții de învățat, pentru că ne uităm la lucrarea din spate. O să găsim aici toate principiile compoziționale care se fac nu numai la artă decorativă, se fac la toate secțiile. La toate secțiile se face desen și culoare, dar o să găsiți aici ritmuri, o să găsiți echilibrul compozițional pe care foarte mulți tineri astăzi nu-l mai stăpânesc. Proiectul e sus. Eu știu proiectele, am văzut. Da, proiectul acestei lucrări este sus. Deci foarte mulți tineri care nu mai stăpânesc principiile compoziționale și devină, este telefonul, internetul, îl folosim cu toții, dar până la un punct, când eram la liceul de artă, elevii mei vreau să fugă repede la telefon. Le luam telefoanele pentru că se simțeau neajutorați. Și noi, profesorii care mai suntem la liceu, eu nu mai sunt, dar colegii care sunt, să aveți grijă copiii să fie stăpâni pe desen, pe linie, pe culoare, pe materialitate. O altă caracteristică a acestor tapiserii este această materialitate. Este foarte greu ca să prinzi în țesătură, să stăpânești în așa fel o țesătură, să scoți această materialitate. Dacă vă uitați, toate elementele care sunt aici din natură, îți vine să pui mâna pe ele. Trecerea de la... Există volumul foarte bine studiat. Cred că nu mai vorbesc mai mult. Lăsați și pentru scurtă. Vă mulțumesc. O felicit pe Gabriela și mă bucur că a venit și la Piatra Neamț, când am invitat-o la Suceava, la început nu știa despre ce este vorba. Am făcut o expoziție în 2014 la Muzeul din Suceava. Expoziția se numea Semn și Mesaj. Semn și Mesaj, tehnica tapiseriei tradiționale. Și am ținut să invit tapisiere din București, dar cu tapiseriile parietale, cu toate că erau și reliefuri și spații goale în țesătură, dar toate erau atârnate pe perete, pentru că așa a apărut tapiseria. Acum s-a ajuns la treceri de la volum, de la obiect textil, și se fac
sau se făceau, cel puțin când eram eu în București sau în ultimii ani mergeam la expoziții, se făceau tot felul de obiecte textile din materiale perisabile. Și o tristețe pentru mine este că cei care au terminat tapiseria și termină artele decorative nu mai fac tapiserie. Și acum suntem într-un con de umbră cu tapiseria, dar eu sper să-și revină. Vă doresc succes, sănătate, vizionare plăcută și încă o dată felicit colegii, că și eu am plecat de la liceul de la Iași. Adică majoritatea suntem aici cu liceul de la Iași și Chiuarul și... Pe cine m-a invitat? Pe Chiuarul ar trebui să spună câteva vorbi, nu? Păi da, să nu creadă că scadă. Mulțumim! Aici, oameni care au fost și subiecții unor expoziții importante la Muzeul de doamna Mușcașu și iată-l pe Mihai Chiuaru, vă aduceți aminte de expoziția lui și aia era provocatoare și expozitivă. El vine la Bacău și e prieten cu George. Așa că te las să-l comentez. Chiar dacă ești pictor, deși faci și tu obiect artistic. Mi este foarte greu. Îi felicit pe amândoi artiștii. Nu, cred că expoziția are o turnură extraordinară, adică asamblajul ăsta. La început îi spuneam lui George că nu știu cum o să pui tu tapiseria cu lucrările lui Zărnescu, ready-made, care nu vedeam, știam din lucrările lui Gabriela, dar nu vedeam cum le asamblează așa. Bă, că a găsit o soluție extraordinară. M-am uitat și la sala de sus, ele se completează foarte frumos și... A rămas uimit de proiectul ăla lui Gabriela, făcut pe hârtie și transpus în materiale de lână și colorată, cu tot soiul de degradeuri, cu imagini figurative combinate într-o compoziție interesantă, foarte mult rafinament cromatic. Este o expoziție foarte bună. De-al mintere, aici au fost expoziții foarte, foarte interesante, cel puțin din câte știu eu și Money Flying cu Max Dumitrașcă. Așa, deci, uite, și artiști care vin de la Paris au expus aici. Deci, e un spațiu extraordinar al acestei urme. Îi felicit pe amândoi artiștii. Îmi este greu să vorbesc, să fac eu un... Cred că e prea mult deja. Felicitări! Mulțumim! Cred că și artiștii au un cuvânt de spus. Cred că am să spun eu încă două vorbe. Cred că trebuie să o felicităm și pe colega noastră, care tot de la liceu din Iași vine. Și asta înseamnă că am avut profesori foarte serioși, de la care am învățat niște lucruri și... am ajuns cu toții să fim cunoscuți, să fim prezenți în arta plastică românească. Îi mulțumim Violetei încă o dată și sunt convinsă că toate expozițiile care vor fi și de acum înainte vor fi interesante. Mulțumesc! Și cu nume cunoscute. Mulțumim mult și...
Las artiștii să vorbească și în cuvinte, dincolo de operele lor. Cred că o să vorbesc eu puțin și, în primul rând, aș vrea să mulțumesc Gabrielei că a acceptat să facem această expoziție împreună. Vreau să îi mulțumesc lui Violeta că ne-a programat foarte frumos în acest an. Într-un și, anotimp călduros. Da, călduros. Într-o vreme când primăvara se întâlnește cu iarna, ceea ce greu se întâmplă. Și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră că ați venit pe vremea asta să ne vedeți. Vă poftesc la un pahar de vin și să mai stăm de vorbă. Declarăm expoziția deschisă. Vă mulțumesc. Felicitări. Așa, da. De ceva vreme doream să-mi văd lucrările toate la un loc, într-o expoziție, dar acest moment l-am tot amânat din cauza că au apărut din ce în ce mai multe trienale și bienale în domeniul tapiseriei, pe care oricum nu le pot acoperi din cauza că apar foarte rar lucrări noi. Dar pentru că au mai apărut deja lucrări, am mai făcut și proiecte și încă două, trei tapiserii noi, mi-am propus să fac o expoziție personală. Însă nu m-am îndurat să ies din atelier să-mi las lucru și atunci am decis să las totul la voia întâmplării. Această întâmplare a făcut ca, virgulă, colegul meu, George Zărnescu, să-mi propună să facem împreună o expoziție. O întâmplare deloc întâmplătoare. Această expoziție există și pentru care îi mulțumesc mult colegului meu, pentru că și cum este panotată și cum s-a desfășurat tot procesul acestei expoziții. Îi mulțumesc doamnei Violeta Dinu pentru primirea caldă pe care am simțit-o pentru această asociere, pentru această expoziție, și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați venit aici și vă invit să vizitați. Și mulțumesc la toată lumea care a avut niște cuvinte atât de elogioase, nu m-am așteptat, că îmi tremură și vocea pentru acesta. Oricum, vă mulțumesc pentru tot și muzeul. Deci nu uitați, până la 1 iunie puteți revedea, veni de câte ori doriți să vizitați expoziția. Sunteți invitați.
Thank you.